i-am trecut. Lângă noi un castan, floarea și-o scutut. Nu, nu și nu! Da? Bine, dragul meu, asta nu înseamnă decât pur și simplu că vrei să divorțăm. Cu alte cuvinte, rezultatul discuției noastre este că, deși poate că eu aș avea unele motive de divorț, tu ești aceea care vrei să ne despărțim. Da, vinzi să-ți dai demisia din armată? A, așa i-ai promis, maică-ti. Nu o mai vini mereu pe mama. Eu prostie să-ți distrugi un viitor atât de frumos, șefii. Trec! Nu, Veonico. Din fericire nu trăim din sordă. O să o urmezi dreptul. Bineînțeles, la început va trebui să facem unele economii. Da, tocmai acum când trebuie începută reparația casei. Asta nu înseamnă decât pur și simplu că vrei să divorțăm. Eu? Dacă insist să-ți dai demisia. Ceva mă face să cred că nu e singurul tău motiv de divorț. Ce vrei să spun? Că probabil mai ai și alte motive. Ești gelos? Pe cine? Ce copil ești! E bine că te iubesc, Sandule! N-am fost niciodată de o gelozie absurdă. Felul meu de a fi gelos a fost totdeauna ca un vânt de dragoste. Ce s-a așezat discret între tine și lume. Un val liniștit în care aș fi simțit oricând tremurul unei primejdii. Și acum simți ceva? Plutește ceva în aer, sunt mai gelos ca de obicei, dar nu știu pe cine. Nici eu. Trec peste doctor. Of, ai început cu Cornel. Îmi oftea să trecăm pe când am luat. El oftează pe mine de când eram în clasa 5-a și el anul întâi de facultate. Treci peste. Pe cine ai putea fi gelos? Nu-i mai simplu și mai frumos să mi-l spui tu? Poate n-a apărut încă. N-a apărut, dar totuși face parte din motivele tale de divorț. Dar eu nu am motive de divorț. Eu am doar unul singur. Demisia. Spune-mi-le tu pe celelalte, dar fără mama. E în capul listei. Treci. Nu pot. A început să se amestece până și în cariera mea. Te-am rugat să o faci să se mute de la mine. Ei bine, și ea mi-a răspuns că nu se mută decât moartă. Alte motive mai ai? Ce să le mai înșir? Intră singură pe ușă fără să le chime. Ajunge să fim singuri ca acum, ca să le aud sunând sau ciocănind la ușă. De atâția ani, nu mai putem fi niciodată singuri. Nici acasă, nici la plimbare, nicăieri. De ce nu ne lasă ei de noi în pace? În casa noastră e un locul apropiat de tine să te sărâni, fără să apară careva pe ușă. Spune-mi, Viorico, mă iubești? Oh, poftim, ce spuneam? Intră! Să trăiți! Ce vrei, Ierule? Nu vreau nimic, domn capitan. Păi atunci, de ce ai venit doar așa, ca să ne întreb ce facem? Da, domn capitan. Ascultă, Ierule, tu dacă ai chef să glumești, vezi că... M-a trimis Pana Mare, zice. Să te vezi ce mai face până la urmă încolo. Spune că suntem bine. Și că ne iau în dor de dumneavoastră. Am înțeles. Unde rămâsesem, Ierule? O, era dor de mine. Vreau să scriu. Și cum ai vrea? Ce făcea trei singuri? Și cum ai vrea dumneata să stăm dacă nu singuri? Sau mai limpede mă poftești să te caut pe dincolo. Păi ce crezi că de-aia mai luat? Ca să mă fii izolator? Păi poate că am și eu un secret cu nevasta mea. Secrete față de soacră nu există. Mai ales mai ca mine, care dacă nu ți-eram soacră prin alianță, puteam să-ți spun de voastră? Doamne ferește! Vorbeam despre demisie. Nu se aprobă! Dacă asta e decizia dumitare, domnule ministru de război? Asta e, capitane! Ți-am dat fata, deși n-ai vrut să treci la arma mea, la cavalerie. Dar ți-am dat-o ca să ajungă generăleasă. Și nu să-i stea bine nevastă de avocat, mâine poi bine deputat? Nu! Nu-i stă bine decât în uniformă. Auzi, la vârsta asta să se înscrie la facultate. Nu, băiete dragă, nu! Eu nu mi-am dat fata după un student. Ea trebuie să ducă gradele mai departe în familia mea, în care toți au avansat. Dacă nu fiecare în parte, în orice caz, unul după altul. Păi, bunicul meu a fost parucic, tata, capitan,
Bărbatul meu major? Iar eu spun ca din acest moment să nu se mai amestece nimeni în casa mea. Dar cine se amestecă în casa dumitale? Eu? Cine? Mai întreb cine? Afară de mine, bineînțeles. Păi întâi și întâi dumneavoastră. Și-al doilea? Și-al doilea? Cine sună la ușă? E domnul doctor. Oftim agenda familiei. Ce-i cu el? E băiat potolit. Oftează prea mult. Să rămână coare la noră! Bine-ai venit, băiatul! Bine-ai găsit, Coare Leonoro! Uite, bombonele pentru dumneata! Vai, Cornel, mă! Și pentru coinița viorii! Mai dau, Core, dai drumul! La ce? Păi, dai venit să-mi spui să nu te emisione! Ia lasă-mi eu, domnule, să-l întreb ceva! Cornel, mama, da. Cornel, mama, mă doare aici, în stânga. Ai avut apendicită? Nu! No. Atunci n-ai apendicită. Ai, cu vorba mi-ai luat-o, maică! Spune-i să nu demisioneze. Și crezi că o să mă asculte pe mine? Nu, no, dar vreau să le nervez, uite așa, vreau să le nervez. Nu venisem pentru asta, dar dacă mă întreb... Ei bine, nu te întreb. Nu mă întreabă. Vă dau cuvântul meu că demisionez. Așa? Urmarea o știi. Adio. Numai tu l-ai provocat. Eu? Da. Dar venisem să vă felicit. Uite aici în agenda, scrie... Bagă agenda în buzunar ca ce-o arunc pe fereastră. Nici n-am nevoie de ea, domnule. O simplă obișnuință. Azi e 30 martie, 1908. Da, eu nu mai pot. Eu că azi e 30 martie, 1908. Și ce dacă este 30 martie? Oh! Aoftă! Sărbunico! Ce e, domnule, dacă e 30 martie? Împlinesc azi 5 ani de la căsătorie cu anelor. Așa e. Mulțumesc, Cornel, că ne-ai adus aminte. N-ai pentru ce, Iarie. Pare, pentru că noi am ajuns atât de mult să nu mai fim niciodată singuri în casa asta. Până și evenimentele de familie trebuie să mi le amintească cineva din afară. Iorito. Da, Sandu, astăzi seară mergem numai noi doi la restaurant. Mergem la Flora! Sandu, mă duc să mă îmbrac! E domnul Cătălin Mavropol! Să te poți! Sigur! Dar nu te ei, să fii dus și ea să se pudreze puțin. Da, dumneata, nu te duci cu Ana Mare. Păi, ai uitat că roșiorii sunt slăbiciunea mea? E, mă duc și eu să mă pudrez. Parcă ar fi Napoleon. Napoleon? Da. Eu i-am dat cartea viața lui Napoleon să o citească. Da. Aurelea! Bună seara! Bună seara, domnule locotenent! Ce mai faci? Perpendicular, domnule capitan! Nici mort, nici bolnav! Ia loc! Bună seara! Bună seara, doctore! Amara! Ce mai faci, domnița? Tocmai ne pregăteam să ieșim. Vreau o sindrofie? Da! Și cum v-ați mai stat, domnule capitan? Nimic deosebit, serviciu! Dumneata? Nimic deosebit! Serviciu! Ce plăcere, domnule Chichi! Să-l mărășiți-ne, doamna Arbore! Ai, ce plăcere! Mi se pare că v-am deranjat. Dumneata, no, niciodată, no! Dar ce plăcere, domnule Chichi! Dar ce plăcere, domnule Chichi! Bonsoir, Chichi! Să-l fi dreapta corniță! Ce mai e nou? Apare de rochie aceasta care e un adevărat deliciu. Am pus-o pentru o aniversare. I-am spus lui Mavropol că suntem prinși astă seară. A tras o trăsură la scară. E ajutorul regimentului cu trăsura.
Enescu? Da. Ieru? Ordonați? Panara, mă. Du-te imediat și scoate șorțul și pune tunica. N-am tunica la mine. Du-te și așa. Evită pe domnul locotenent în colonel Enescu în salon. Am înțeles. Te-am rugat, mamă soară, să nu-l mai îmbraci ca cum a parut. Ia nu te mai amesteca tu în ale casei. Ordonanța e de gen feminin. Ordonanță, două ordonanțe și trebuie condusă de femei. E în salon, domnul capitan. Să mergem, Ierule. N-aș fi vrut să mă pere chiar azi. Închipuiește-ți, domnule Chichi. Vor să se ascundă de noi. Pentru că azi împlinesc 5 ani de când s-au luat. Domniță, dar poate aveți amici care ar fi fericiți să vă sărbătorească. Da. De pildă cine? De pildă subsemnatul. Aș fi fericit să vă organizez o petrecere ca la popotă. Într-un sfert de oră mă întorc cu șampanie. Da, și așa n-ar mai rămâne mama singură într-o zi ca asta. Viorico, Viorico, mergeți amândoi la restaurant și luați ceva pentru cină. Și Cornel? Cornel aduce gramofonul. Cornel, mamă, adu și plăcile alea care îmi plac mie, știi tu? Reproșii d'amour. Ah, scumpă Marițica, suspine crude, steluța care ești pierdută în neagra veșnicie. Îi trebuiește un camion. Eu nu aduc gramofonul. Ia, te rog! Mi-e frică de somn. Faci asta ca să-mi strici cheful. Iar hai să mă întreb dacă nu-i s-a urât cu Sandu. O să ai scandal cu Sandu. Ei, Cornel, aduci gramofonul. Oh, îl aduc, îl aduc. Mă duc să-mi pun pălăria. Drăguță, domnița vescoana Eleonora. Ia, te rog să fii cu minte. Voi, dacă îmi permit un compliment. Lasă, lasă că vă știu eu pe voi roșiori cum sunteți. Voi, dar nimeni nu poate spune ceva rău despre doamna Fernescu. Mai bine ajută-mă să împăcăm că sunt amfroa. Sunt amfroa? Oh, sunt certați, dragă. Ah, dacă n-aș fi eu la mijloc să fac legătura drainică dintre ei, ar da divorț. Nu mi-aș fi imaginat. Eu sunt gata. Bine, atunci eu cobor la bucătărie să văd de masă. Mielu! Ordonați! Puneți bonetul și coboară la bucătărie! Rap! Înțeles! Ei, ce e? Te-am rugat să nu mă mai purtez când sunt singur. Cam greu pentru un om amorezat. Lasă glumele. Dar te iubesc. Aș face orice. Aș fi în stare să mă însor cu dumneata. Să spun un secret. Sunt măritată. Dar dacă într-o zi, să zicem, ai divorțat, să zicem, să nu uiți că te iubesc. Ei bine, dacă într-o zi, să zicem, aș divorța, să zicem, lasă glumele, Chichi, hai să Păi cine în lume nu iubește, of, 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 la ce naiba mai trăiește, of, 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 of. Mielu? Ordonați, pana mare. Ți-ai schimbat șortul? M-a schimbat, pana mare. Ai aprins lămpile. Aprins? Bravo, băiatule, bravo. Oh, zău, pana mare, nu m-am mai îmbrăcat așa ca pe o paparuză, că râdești două capitan de mine. Ii, dar cum ai fi vrându-na lui să te îmbrac? Hei, pana mare, mai am o lună și mă liberez. Măi, da. Tu când te-ai libera să nu pleci din casa asta, câte zile oi avea că mare cum ești. Ai nevoie de o mână ca a mea, măi, care să te conducă în viață. Hai, da. Măi,
Nimeni n-are școală să dreseze vista voi ca mine. Eu care am făcut armata de trei generații și cu pandurii bunicii. Au! Și cu doromații tatii. Și cu călărașii număr doar. Hai, 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 vezi să fie doctor. Eu cobor la bucătărie. Da, să treci, domn doctor. Comița s-a întors? Nu. Dar domnul capitan e tot cu domnul... E tot. Și Icoana Mare. A coborât la bucătărie, mă așteaptă. Ți-a tras-o, tată. Viorlinco, în seara asta o să stau scrisori, o țin apoi în scris. Cornel, mamă, trebuie fi plictisit singur, dar... De ce-o spus tu acolo? Nimica, Cornelio. Habar n-ai tu ce e aia ochiul sacrei. Mi-ai rupt mâna. Un cadou. Pentru Viorica aici, acolo, ce e acolo? Ăsta vreau să-i dau numai ei cu Eleonor. Știi că eu sunt o discreția personificată. De data asta nu s-ar zice. Sunt indiscretă numai până aflu, pe urmă capământul. Știi eu când trebuie să tac-tac? Cu Eleonor. Să nu spui la nimeni, te rog din suflet. Uite, împing până acolo discreția că nu citesc scrisoarea. Spune tu pe din afară ce i-ai scris. Coane, Leonor, eu am vrut să mă însor cu Viorica, dar ea mi-a spus că mama nu va admite niciodată un cibiu. Păi că greu! A terminat în facultatea, totuși, fără să știe nimeni, m-am prezentat la școala de ofițeri de cavalerie! De cavalerie! Da. Bravo, băiat! Da! Bravo. Deși, dacă mi-a fost frică de ceva în viață, mi-a fost de cai! N-am vrei tu ce căuta la cavalerie! Da, îmi place așa ca atenție, știi? Numai că am picat la examenul medical. Da, eram de pe atunci așa de miop, că nu vedeam de la așa până la urechile caului. Mai bine că nu te-ai însurat, că miop cum ești. Viorica iubește pe Sandu, dar mi-a dat o speranță pentru viitor. Ce fel de speranță? Mi-a spus că Sandu e gelos și că dacă nu putea să facă casă cu el, nu se remărită decât cu mine. Ha! Și tu ai crezut-o? Viorica, eu cu tine, cu surprize. Da. Și tu aștepți mereu surpriza. De 5 ani, văd că divorțul nu mai vine, așa că... Ce? Nu mai pot să rapt! Coane, Leonor, aniversarea asta este un termen definitiv pentru toate speranțele mele. Și ce ai scris? O scrisoare de adio! Vai, de Cornel, mamă, ce vrei să faci? Coane, Leonor, nu mai am niciun rost pe lumea asta. Da? Și crezi că pe lumea ailaltă o să-ți găsești vreunul? Da, dar nu mai vreau să trăiesc! Dă-mi pistolul! Nu-i la mine, e acasă. Ce? Mă, băiatule, ești nebun? Da, sunt nebun! Du-te imediat acasă și adu-mi pistolul! Dacă mă duc, nu mă mai întorc! Stai, Cornel, mamă, ce vrei să faci? Cornel, mamă, te rog eu mult, nu te sinucide, mai așteaptă și tu. Ce să aștept, Cornel, ce să aștept?
Mai așteaptă și tu, Tom. Să te însori, să ai o nevastă, un copil. Masacre! Să aibă și pe tine cine să te plângă, mă! Nu te simți decât ești singur pe lume, mă! Coane Eleonoro! Nici o Coane Eleonoro! Mie să-mi spui, doamnă Arbore! Da. Eu cu nebunii nu sunt intimă! Da, doamnă Arbore! Da-mi scrisorile! Dar sunt ale mele! Da-mi scrisorile! Sunt ale mele! Scrisorile! Dacă atâția ani n-ai uitat-o pe Viorica, e că ai avut corpul ăsta de lit care să te-o amintească. Ai stat cu nasul în stresorile astea încălpenite, n-ai avut curajul să le arzi. Uite, eu le pun aici în scrin și le încui. Așa, aici nu umblă nimeni. Și diseară când se culcă toți, le scot. Nu le citesc și le ard. Și nimeni, nici chiar Viorica, nu o să știe niciodată ce ai avut de gând să faci. Da? Da, și să știi, la mine cuvântul e cuvânt. Da. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. Spune, băiatul meu, o să fii cu minte. O să fie eu cu oameni. A plecat colonelul. Hai, Sandule, că se plictisea Cornel fără tine. Da, vai, ce să spun. Păi, da, Viorica și Mavropol au plecat la restaurant să cumpere ceva pentru cină. Așa? Da, păi da, o aniversare ca asta se sărbătorește în familie. Ei bine, mamă soacră, iar eu te anunț că am demisionat. Da? Da. E, atunci află, domnule, că am demisionat și noi. Cum? Divorțați? Văd că vestea asta te întristează foarte tare, doctor. Ah, dar nu-mi vine să cred. Dar nici eu nu pot să cred că demisia e singurul motiv de divorț. Pare să fie o simpatie mai veche? Poți să știi? Când am cunoscut-o eu pe Viorica, nu fusese nici măcar o idilă în viața ei. Poți să știi? Ce te-am primit așa în pene? Tu n-ai fost o idilă pentru ea. Ce o serie de suspine izolate. Da. E altceva sau altcineva la mijloc. Dar nu văd pe acela care se intre pe ușa alături de soția mea și care să îmi dea tresărirea, că din pricina lui aș putea să o pierdă. Să nu te speri, Sandu, că o zic asta fără șampanie. Șampanie găseam și la fără. Oh, și mai avem o surpriză în seara asta. O să ne distrăm de minune. O surpriză? Atunci eu mă duc să le frapez. Îmi permiteți? Te rog să-mi dai voie să frapez și eu una. Sunt pur și simplu revoltat de purtarea ta. Ce urăcios ești. Gata. Am demisionat. Sandule. Știu, divorțez. Dar aș vrea să știu adevăratul motiv. Ei bine, ai să-l afli după divorț. Da? Da. Bine. Mâncați fără mine. Știu eu ce-am meritat omul ăsta. Dar ce-a făcut? A demisionat, Kiki. A demisionat. Asta a făcut. Vai, nu știu ce fericit sunt. Divorțat și împun viața la picioarele dumitale. Ei, da. Ia-ți. Ești adevărat ce am aflat? Ți-a spus Sandu că a demisionat? Da. Vă așteptați și divorțez! Și te bucuri! A, și te măriți cu mine! Ai promis! Asta am promis acum 5 ani! Cum crezi că poate să-și țină o astfel de promisiune o femeie după 5 ani?
Atunci, atunci pentru cine divorțez? Ce-i asta? O surpriză a lui Kiki. A telefonat la regiment să ne trimiteacă muzica militară. Dansez, domnița. Unde vă duceți? Stai-mă! Aoleo, vine Sandu acum. Ce-i spune Sandu? Hai, unde plecați? Ce-i asta? Ce se întâmplă aici? Oh, inevitabil. E muzica regimentului 4 Roșu. A dus-o domnul Rostotemir Mavropo. Știi ce înseamnă asta? Dă voie să-ți deschid ochii. Ah, speram să fiu eu. Da? Da. Trimite pe locotenentul Mavropo la mine. Bă, tu înțeles sau nu? Ba, îi spune vreo două și din partea. Chimat, domnule capitan? Da, poftim. Ia loc, domnule locotenent. La ordin. Îți cer cuvântul de onoare a sincerității să îmi spui acelor ce vom discuta aici. Uite, sunt pentru soluționări civilizate. Ce ai de spus? Eu am avut o atitudine respectoasă. Este vorba de un sentiment care este numai al meu. Și pe care l-ai păstrat numai pentru dumneata? Am spus, doamne, că desigur, dacă doamna ar fi liberă... Soția mea ar trebui să se mărite cu dumneata? Natural în acest caz. Și dumneata te-ai însura imediat cu ea? Dacă doamna capitan ar primi, desigur. Și nu ți-a dat nicio speranță? Mi-a spus numai atât. O să mai vorbim. Bine, Mavropol, bine. Uite, totul depinde de dumneata. Din acest moment, soția mea e liberă. Răspunde scurt și militarește. Ai însori? Nu, mă așteptam. Ce vrei, Mavropol? Suntem mai civilizați? Să precedăm reglementar? Nu înțeleg, domnule capitan. Noi militarii predăm serviciul cu toate sarcinile lui. Ordonați! Vezi că mă apropon. O soție nu e singură pe lume. Ea e o noțiune prinsă într-o lume de obligații morale, cât și materiale. Înțelegi? Nu prea, domn capitan. Hai să-ți dau un primit. Uite, tot ce a fost al meu și în mod automat va deveni al dumitare. Dar pentru că tot ai adus muzica militară, te rog, spune-le să cânte ceva. Domniță? Da? Roagă domn capitan muzica să cânte ceva. Ce să cânte? Știi tu când te țineam pe brațe. Peste 5 minute să veniți la masă. Brațe, când îmi jurai amor, știi tu, acele clipe fericite tu le-ai uitat, eu însă. Vezi tu, Mavropa, n-am timp să te pun la curent în seara asta cu toată situația acasă. O să mai discutăm și mâine, probabil și voi mine, dar iată care sunt cele mai urgente și mai importante lucruri. Te rog să fii atent.
Da, domn capitan. Bun. Avem aici câteva devize. Unul privește reparațiile casei. 8.400 de lei. Nu o să-ți fie greu să o achiziție, solda dumitale pe 2 ani și jumătate. Poftim devizul. Ai ceva avere macropă? Căsuța părintească. Două dăi, mai mult o dăițe. O sală, tot o săliță. Nu-i nimic, o pui la credit. Uite, o dă să-ți fie greu să te descurci. Ești tânăr și îndrăgostit. Ba, uite, odată cu reparațiile casei, Viorica vrea să bage și electricitatea. Poftim de visuri. Numai 4.5? Poftim? Solda! Ziceam solda! Da. Te rog să fii atent. Niște pleacă! Hai, întreținerea studiilor fratelui Viorica e la Paris, o poliță a soacră-mii... Vezi, are scadența poimine. Ratele la blana Vioricăi, ratele la rochia Vioricăi, pe care a purtat-o în seara aceasta. Apropo, vezi că asta este foarte, foarte important. Luna viitoare, soacra mea are... Pardon. Soacra dumitale. Are termen de proces care se judecă de... vreo 73 de ani. Când va câștiga procesul, o să fiți foarte bogați la apropo. Să poftiți la masă! Mielule! Da. Ia poftim aici. Da. Ia întoarce-te, mielule. Ce-am făcut? Ia uite-te la el, apropo. Îi vezi bonetul? Șosețelele, șorțulețul, fândulița. Mulțumesc, mielule, poți pleca. Ți-mi dau în primire. O să-ți fie mai mare dragă să-l privești de dimineață până seara, cum îl îmbracă mama soacră. Subretă, sufragioică, de nu mai știi ce e. Și dacă o să aveți și copii, o să-l vezi și Doică Mavropol. Ce e, doctore? M-a trimis Viorica să vă chem la masă. Ce face Viorica? Oh. Poți pleca, doctore. Poți pleca. Ți-l dau și pe el în privire. E o comoară la casa omului. Știe tot ce faci și mai ales ce ai făcut. Are o memorie de cal. Și când îl lasă memoria, scoate agendele. E cel mai devătat dintre prieteni. Oftează de 5 ani că lumea la nevasta la tine. Și o să-ți mai ofteze încă 55, pentru că el mi-o, dar e sănătos și consecvent. Și mai are o calitate. Stă alături. Mielu! Mielu! Pune solița pe masă, unde umbli, nătărăule? O auzi? Ți-l dau și pe ea în primire, Mavropol. Domnule capitan! Ce vrei, Mavropol? Fără ea nu se poate. E încă tânără, n-are decât 50 de ani și a avut de mică toate bolile care nu se iau a doua oară. Și tifos și scarlatitul când te țineam pe brațe. Ce e, mamă, soare? Ce e? Ai, Sandră, în seara asta trebuie să fim veseli, împăcați. Suntem, mamă, soare, suntem. Și atunci am să dansez cu tinerele meu. Muzica, vă rog! Frumoasa tunere albastră. Dar ce, dumneata, ești cine? Păi, nu mai da dumneata pe un roșiu? Nu vrei să mă dansezi? Bine, domnule. Hai, domnule, hai să dansăm. Halal, roșiori! Gata! Gata să poftiți la masă! Să ai parte de ea, Mavropol, până la atunci, bătrâneți! Ce? Ai obosit?
Nu! Vrei să nu mai continuăm? Da! Vrei să continuăm mâine? Nu! Poate vrei să mergem la masă? Nu! Atunci ce vrei? A spus să vorbim deschis. Da. Aș vrea să plec. Vezi cum apropo-l. Se spune adesea despre căsătorie, că e un infer, mai mare sau mai mic, depinde. Dar așa cum este, îți trebuie mai mult curaj să intri decât să ieși. Hai, Mavro, acum du-te. Ce-a fost, rămâne între noi. Sandu! Kiki! Ce faceți? Ești singur? Te așteptam. Mă așteptai? Da. Și Kiki? Kiki? Au plecat. Unde? Nu știu, dar nu cred să se mai întoarcă. Mi-a dat impresia că este îndrăgostit. Vorbea despre o fată cu o casă grea și o situație de familie cam complicată. Iorico. Da, Sandu. Îmi pare rău că am demisionat. Nu-i nimic, Sandu. Nici dumneavoastră mea albastră totdeauna. Dar dacă vrei să o treci... Sandu! Să pucim! Să pucim, Iorico! Să pucim! Să pucim! Domnișoară, prima oară am citit-o acum 30 de ani, aveam 50. Aveți într-adevăr 80 de ani? Am 80 în cap și nu-mi dau 7-7 ca altele. Bine, mă țineți, doamnă! Mulțumesc, n-am nicio grijă. Vrei să-ți dau și dumitale rețeta? Deși n-am încă nevoie. Cu vitaminele astea moderne o să ai nevoie în curând, domnișoară. Generația dumitale nu mănâncă decât cu balanța spițerului. Atâtea calorii la dejun, atâtea vitamine seara. Eu fier carnea în supă până intră toate toxinele în mine. Și uite că azi, în loc de siluietă, am 80 de ani. Mâine 90, poi mâine 100. Vi doresc din toată inima. Mulțumesc, n-am nicio grijă. Mielu? Ordonați, coana Maria. Ai pus masa?
numai să duc florile și e gata. Stai! Da. Bei o țuică, domnișoară? Nu, mulțumesc, doamnă. Eu mulțumesc, beau. Adu-mi o drojdie. Oui, madame. Așa. E, ăsta e educat de mine. Cine? Mielu? Păi da, ce nu știi? Parcă nu știu eu că știi de la maestru, aveți conversație, că lucrați împreună, pe da! Bună mare! Mulțumesc, Mielule! Da! Păi bună, da? Ia spune, Mielule, spune tu, domnișoare, de când ești fată în casă la noi? De 30 de ani! Numai doi că n-am fost, că nemțoaică am fost! Nemțoaică? Da, domnișoara noastră, Măriuca. Toată viața ai să-i spui, domnișoară. Dar pentru mine e tot micuță. Are 29 de ani și doi gemeni. Da, și amândoi seamănă leiți cu domnul inginer. Ți-am spus să nu mai spui cu domnul inginer. Da. Că acolo, la câmpile unde lucrează bărbatul nepoată-mi, sunt mai mulți ingineri. Spune, seamănă cu tatăl lor. Sigur, cu adevărat. Hai, nu te mai împinde la vorbă. Mergi la cuptor și unghe bine curcanul să trosnească, auzi? Ui, cu adevărat, să trosnească. Fată bună, nu zic. Cine? Mielu? De nepoată mea vorbesc, domnișoară. Fată bună, nu zic, dar păcat că s-a măritat cu un civil. Brava! Mi-a ieșit pasența lui Napoleon. V-a ieșit? Călare și cu binoclul la ochi. Să rămână cu oameni! Cu mine, mamă! Tu erai? Mie nu? Pune-mi dacă îmi și nepoftiți lui! Nu te deranja cu Ana Mare, că eu trebuie să... Lasă, rămâi să mănânci cu noi, să fim fără soț! Fără soț? Da, azi mănâncă și domnișoara cu noi, că pleacă la ea și imediat după masă cu... Da. Bună ziua, domnișoară! Bună ziua, domnule doctor! Da, știu că de obicei, Sandu, n-am nevoie de secretară când pleca în provincie. E, de data asta are! Aha! Doamnă, eu merg până acasă să-mi fac valiza și mă întorc! Lasă că tu ai ajuns mai sacră decât mine! Mai bine dă-mi o consultație! Ia spune, Sandu și Viorica s-au întors de la Câmpina, spune și mie ce-au făcut acolo! O să aflăm acum că s-au întors vesel și se pare că lucrurile s-au lămurit. Da, Măriuca voia să divorțeze de Nicolae? Spun acum, dar mai întâi dăm consultații, ai! Ei, dar de ce tot îmi cer consultații, Fatima? Păi dar cui să-i cer, mă, dacă nu ție, care îmi cunoști organismul, ca să zic așa, de când erai mic? E, bine, dar ce simți? Păi, nimic. Ce ai? Nimic! E, atunci, ce vrei să-ți spun? Păi nu e suspect că la 80 de ani să fiu sănătoasă, tun! Semn că o s-a atins 100 cu adămâne. E sigur? Mai mult ca sigur. Vezi tu, Cornel, mamă, ce dreptate am avut eu să mă caut numai cu tine de când ai ieșit doctor. Numai tu puteai să mă îngrijești așa când n-aveam nimic. Așa e. Dacă te consultai cu un doctor adevărat, cine știe ce-ți băga în cap? Cum? Un doctor adevărat? Păi cu unul adevărat, nu cu unul ca mine. Ce vrei să spui, mă? Ce e aia, nu cu unul ca mine? Păi ce, eu sunt doctor în medicină? Ce? Mă, băiatule, tu ești nebun? Dar în ce ești? În drept, Coane Leonoro, în drept!
Și de când, mă? Ei, de când? Cum de când? De când mi-am luat doctoratul, nu? Ia, lasă-mă! Cum, Coane Leonor? Mă, dar ai crezut toată viața că eu sunt doctor în medicină? Păi ce era să cred, mă, dacă auzeam mereu doctore, doctore, nu? Ce era să cred? Și cum, mă? În toată vremea asta tu mi-ai spus gopăși? Nu, Coane Leonor, nu ți-am spus nimic că n-aveai nimic. Dar de unde știi tu, mă, avocatule, că n-aveam nimic? Aoleu, cine știe câte boluri fi trecut prin mine? Și eu habar n-am avut. Și nu e mai bine așa? Coane Leonoră, dacă am ținut la diploma asta, e pentru că aș fi vrut să însemn ceva mai mult pentru niște ochi care mi erau dragi. Oh. Acum s-au sfârșit toate. Păi dacă nu m-ai ascultat, în loc să te însori și tu să ai un cămin al tău, ai oftat toată viața ca un prost. Da, tot e mai bine că ai oftat decât să faci ce ai vrut să faci atunci. Când, Coane? Păi ce, ai uitat, mă? Atunci când ai vrut să te sinucizi. Nu, n-am uitat. Dumneata m-ai vindecat atunci, luându-mi scrisorile și îți mulțumesc că ai fost într-adevăr discretă. Am avut mulțumirea că am stat pe lângă casa asta pentru că le vreau binele. E? Și la Câmpina? Nu știu, o să aflăm acum. Numai să iasă maestrul din baie, că de un ceas se tot percheziește. Adică, ce mă mir? Viorica n-a vrut să divorțeze acum 30 de ani? E, azi ar fi fost liberă. Căpietul Chichi! Cine ar fi crezut că o să moară ca un erou în luptă? E, și poate Viorica... M-ar fi luat pe mine? Nu te lua, drăguță, nu te lua. Tu ești făcut să oftezi așa cum sunt făcuți poeții, să se baite în pustiu. Însă tu ai mai mult decât ei. Ai o casă în care să poți ofta, fără să te dea nimeni afară. Sărmâna, mamă! A, Viorica, fata mami! Bună, Cornel! Sărmâna! Sărmâna, spune și mie, ce-a făcut la Câmpina? Măriuca voia să divorțeze de Nicolae? Ei, era la mijlocul un mic flirt al Măriucăi. Da. S-a aflat imediat, nu știu ce a făcut, dar copiii nu mai divorțează. E bine, da. Hai, maestre, te-ai lichisit, te-ai lustruit. Ce-ai parfumat! Ce faci, doctore? Tot aici? Tot aici? Cum adică? Păi când am plecat erai tot aici. E din amândre. S-a dus să se împopoțoneze de drum. Ia spune și mie, ce proces ai la Iași? Ceva la Curtea de Justiție Militară. De ce mă întreb? Păi, văd că ai nevoie de secretară la loc. Mai ai ceva de întrebat? Sandule, câte zile lipsești? Cam 3 zile, draga mea. N-am mai era curioasă să aflu cum ai îndrucat lucrurile la Câmpina. Vedeți voi, în psihologie sunt niște rețete sigure care nu dau greș niciodată. Luați pildă de la Viorica. Nu întreabă niciodată, dar e mulțumită cu rezultatele. Acum n-am timp să vorbesc, mă grăbesc. Se grăbește, băria. Ce bun băria acolo, soacre? Ia, te rog. A, lui îi spuneam. A, păi lui chiar îi se potrivește. Dacă Măriuca a fost chiar și o clipă în pericol, e numai din pricina creșterii pe care i-ați dat-o până la Măritiș. Au crescut-o ca pe fetele din ziua de azi. Ce voi ai, domnule, să o creștem ca pe fetele din vremea ta?
Pildele pe care le-a văzut ce aici. Ce pilde, domnule, ce pilde? Eu și Sandu suntem o căsnicie unită. Da. Și eu nu i-am rămas devotată lui Arbore până la 80 ani? Și devotat am să-i rămân până când voi închide cât mai târziu ochii. Dar nu vorbeam de asta. Fata asta de când a deschis ochii pe lume, adică de la 15, 16 ani, n-a văzut în jurul ei decât apucături prea moderne. Tu știi ce vorbești. Da? Da. În 1925, ce-ai făcut când ai prins-o pe Măriuca cu țigara în gură? I-ai aruncat-o? Sau ai început și tu să fumezi? Ei, bine, am început și eu să fumez. Am vrut să arată în mine o soră mai mare. Dar în 1926, când s-a tuns prima dată... A? Ei, bine... M-am dus și eu. Și nu, mai și nu m-am dus. Da, poți să-mi spui de ce? Păi am vrut să vadă fetele și în mine o soră mai mare. Dar în 1927... Ei bine, fetelor, dar ce ați mai făcut în 1927? Când mi-a intrat în cap Măriuchi să țină cură de slăbire. Ei, atunci te-ai apucat și tu să mănânci salare și pâine prăjită. Ei, bine, și asta am dedicat-o pe Măriuca să nască doi copii voinici și gemeni. Dar în 1928, când Măriuca a plecat de acasă brună și s-a întors blondă, în aceea zi te-ai dus și tu la coafor și te-ai întors tot blondă. Da? Ți-aduce aminte, Viorica, ce roșu superb mi-a nimerit atunci Ionica de ziua mea. Împlineam 70 de ani. În 32, când Măriuca și-a vopsit părul în roșu, tu... te-ai platinat. Iar în 33, când s-a măritat, ea s-a platinat ca să te înroșești tu. Ei bine, acum îmi porn eu natural. Ești mulțumit? Da. De când aveți nepoți? Nu mai am nimic de zis. Noroc că am ajuns bunică. Și eu bunic. Dumneata! Numai că n-am timp să-l ascult. De ce? Îți pleacă trenul? Sau de temi să nu-l piardă domnișoara Didina? Ascultă, domnule! Dar mult să mai amestecă omul ăsta în casa asta! Ia spune, ce nu-ți place la mine? Nu-mi plac aerele astea de ghiuș. Care vrea să facă pe tinererul? La 60 de ani. Da. Auzi, când mă uit la tine, mi-aduc aminte de unul de vârsta noastră, care când s-a plecat până la pământ, să-i sărute mâna unei domnișoare și să-i toarne un compliment, a trebuit să fie dus cu birja acasă. De ce? De ce? De ce? Fiindcă tocmai în clipa aceea i-a revenit o criză de lombago și a rămas îndoit în mijlocul străzii. Trebuie să fie Didina. Iată, domnule, a ajuns să-i deschidă și ușa. Didina, Didina. Ai poftim, domnișoară, să punem actele la punct. Vă rog, domnișoară. Numai două minute, draga mea. Sigur, dragul meu. Mulțumesc. Hai, mamă, mulțumesc. Să mergem ca de lucru. Ne dă afară. Nu te superi, doctore. Oh. Hai să mă omori cu politică. Ah.
telefonat doamna Brâncuș pentru... Scoateți pălăria. De ce? Nu-ți văd ochii. Ce culoare au noaptea? Nu știu. Pot să continui cu doamna Brâncuș? Nu ți-a văzut nimeni noaptea? Maestre, maestre. Iară și mie la Alioș? Noaptea? Promiți? Nu pot să promit. De ce? Pentru că obișnuiesc să mă țin de cuvânt. Dar știi că te iubesc. Știi că te iubesc. Telefonat micuț de la societate să strângeți 5 minute. Am spus că nu cred. Nu crezi că te iubesc? Am spus asta lui micuț. Am spus că nu cred că puteți trece pe la societate. Nu mă iubești deloc? Ba da, foarte mult. Țin foarte mult la dumneata, te admir! Ei, eu sunt încă tânăr, n-am decât 55 de ani. A, ești mai tânăr decât mulți tineri de vârsta mea. Orice fată te poate iubi. Da, eu o să mă repet 5 minute până la societate. Cât o privește pe doamna Brâncuș, să mai aibă și dumneai puțină răbdare. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Ați mai fost la Iași, domnișoară? Odată! Odată? Da. Aha. Și câți ani aveți? 20 de ani! 20 de ani! Ah, am adus valiza! Da. Bă, scuzați, dar eu te mai tăiam ceapa! Tocmai acum ai venit. Da, pot să ajutăm, doamne, la bucătărie. Da, tocmai acum când ședeam și noi odată de vorbă. Coincidență? Coincidență, auzi, coincidență, da. Lasă că iară te e coincidență. Unde e secretarul? S-a dus să taie ceapă. Ce să facă? Să știi că e o pilință foarte socială. Și se simte aici ca la ea acasă. Exagerezi. Da? Da. Bine. Numai să nu-i placă prea mult aici. Ai, da? Râzi, fetițo. Râzi, numai să nu plângi când vei vedea că domnișoare Divina o să-i placă atât de mult aici, încât preferă să rămână singură. Da. Adică fără tine. Adică Sandu, să mă lase pe mine după 35 de ani de căsnicie. Dar am fost fericit în micul nostru intern, cum zice el. A știut să apere de ispitele din jur. Și acum, ce de gând să faci? Nu știu, dar 55 de ani, nici nu știu cum să mă apăr. Cornel, da. Du-te, te rog, la bucătărie. Așa. Și spune Divinei, da, să vin aici. Iar tu... rămâi acolo. Ce vrei să faci, fată? Nu știu. Am să fac ce mi-a zis pe-a lingua. M-ați chemat, doamnă? Iată-mă, domnișoară, că te deranjez, dar nu știam ce apte să-i pun în valiză. Ce este? Atâta tot? Dacă știam, nici nu te mai deranjam.
Dar îmi face plăcere să stau cu dumneavoastră. Sunteți atât de tânără. He, la vârsta vitale cred că îți plac tovărășiile mai tinere. Dar sunteți tânără, doamnă. Da? Câți ani ai? Păi... am 55 de ani. Cu 5 ani mai puțin decât soțul meu, el are 60. Nu-i așa că nu pare? Nu, nu, sigur că nu. Spune că mă iubește atât de mult încât se confundă cu mine. Pledează frumos, nu? Drăguț, nu? Da, doamnă. La anul când Măriuca va împlini 30 de ani, vrea să sărbătorim aniversarea la cabana de pe omul, ca să ne arate la toți cum poate urca munți un om la 61 de ani. Cine ar crede că-i bunic? Mine? Adevărat? Tatăl dumitale, câți ani are? 49. Și urcă munții? Nu. Ca să vezi. Mai e ceva de luat? E, un moment, domnișoară. Pentru că ești atât de drăguță și văd că ții la maestru dumitale, am să te rog ceva. Să fii bună și să mă înlocuiești. E ca un copil și când mare lângă el, nu se îngrijește. Poți să fii bună să mă înlocuiești? Da, doamne. Are inima puțin obosită. Tutunul, dacă seara înainte de... înainte de a se duce la culcare, e puțin palid, te rog, dai 15 picături de cardiazol în puțin sifon. 15 în puțin sifon? Dacă are inima obosită. Dar dacă are palpitații, are și... uneori, să-i dai o pastilă de spasmosedin. O pastilă de... dacă nu-i trece peste un sfert de oră, poți să-i mai dai una. Și cu două, trei? E, da, da, da. Însă cu tusea stă mai rău. Tușește, maestru? N-am observat. Ziua nu, dar noaptea. Să-i dai în fiecare seară înainte de a se retrage în camera lui, din calmantul acesta. E foarte bun. Codelung. Codelung, da, doamne. Însă, cu ce vreau să fiu foarte atentă, este foarte important să mă locuiești să-mi sunt sufocațiile. Ei, maestru, sufocații! Ei, o fi un început de azi, nu știu, dar de două, trei ori era să-l pierd. Doctorii spun că nu-i grav, totuși. Și cum se manifestă? Sare din somn. Nu mai poate să respire, nici să vorbească. Vai de mine! Se ridică în genunchi, face ochii mari. Vai de mine! Întinde mâna și cere. Ce cere? Aer! Aer! Să-i dai imediat puțină dictalină. Altfel... se sufocă. Vai, doamnă, dar eu cred că m-am săpăcit curăzitor. Eu nu știu, nu am curajul. Trebuie, draga. Când ții la cineva, trebuie să ai și curajul. Doamnă, dar eu, o fată așa de tânără și fără experiență ca mine, eu plec? Și lui? Lui... ce să-i spun? Păi, ce credeți dumneavoastră, doamnă? Mulțumesc. Mulțumesc, domnișoară. M-am întors repede, nu-i așa? Da, dragă. Ce făceai aici? Te așteptam. Ești singură? Te așteptam. Ceilalți unde sunt? Care? Ceilalți? Mama, Cornel. Am Cătălin. Și Didina? Didina a plecat. A plecat? Da, și nu cred să se mai întoarcă. Vorbea de un robot, de ceva. Știi, dragul meu, la vârsta lor, nu prea te poți bizui pe el. Aveai nevoie de ea la proces? Da. Și n-aș putea să mă locuiesc eu? Tu?
Oh, dacă ai vrea... Pot eu să nu vreau, Sandule. Mă uitam la poza copilașilor măriucări. Dacă vom avea norocul să trăim, cam mâine îi vedem și pe ei însurați. E așa, Sandule, că trebuie să fim mulțumit. Am fost foarte fericit să întâlnim. Fiorico! Sandule! Trebuie să recunoști că eu l-am auzit primul. Ba, uite că eu. Ce? Alo! Alo! Cum vorbiți? Cu cine? A, cu Câmpina, surdule! Măriucă, mamătuiești! Măriucă, fata tati! Sandule! De ce îmi țipi un urechi că nu mai aud deloc? Măriucă, mamă, tu ești... Cum? Cum? Îl mută pe bărbatii tu joi la București. Îl mută în minister. Și când veniți? Când veniți? N-au, surdule, joi. A, Măriucă, mamă, ce fac copii? Mânca iar mama. Și tata, și tata! Și acum de ce mi-i ca să răspund că-i mănânc și eu! Ce faci? Hai odată că minutele costă! Să veniți sănătoși, mamă, vă pupă, mama! Pa, 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 mu-mu-mu! Dar ce le poteam doar vorbea și pupam? Ce păcat că n-au loc la noi! De ce să-i ținem înghesuiți la noi într-o odaie? Trebuie să le găsim un apartament frumos. Da, până și-l găsim casă, să le cedeze cordelta lui. Sunt aproape, sunt două camere. Mm-hmm. Și Cornel, unde să se ducă? Treaba lui. În privește. Mm-hmm. Ce n-a stat destul alături? 43 de ani? Nu. Mai bine... Că stau copiii la Cornel, să se mute el la noi. Așa, acum adumim și noaptea pe cap. E, da, parcă acum n-ar fi ca și cum ar sta cu noi. Da,
Vezi tu, i-am dat cheia din spate. Pentru că, în calitatea lui de amon, e firesc sau aia? Da, da, ea mai termină cu glumele astea. Până și în lume ai început cu ele. Nimeni nu crede că un caragios ca Cornel ar fi putut vreodată să... La urma urmei, dacă nu ai nici un pic de ambiție, te privește. La bună dimineața, eu sunt... Așa crezi tu, da, da. La bună dimineața, fudurilor! Când intrași, mă! Tocmai la timp ca să vă aud cum vă cerți. Dacă ne-ai auzit, să-ți fie de bine. Dar ce v-a găsit, fraților? Ce v-a găsit? Vorbeam despre tine. Da? Suntem tare fericiți. Da? Din pricina mea? Nu! Îl mută pe soțul Măriucăi la București, în minister. Ai înțeles? Da. Și în locul lui. Pe cine mută? Aoleu! Pe Nicolae îl mută! Așa am înțeles și eu, da. Surdul nu aude, dar le potrivește. Vă înecați pe mine că nu mai am nevoie de ochelari, da. Da, întinerești văzând cu ochii. Poți să mai spui eu, da. Da. Pentru că vin cu toții la București, da. O să-mi fac plăcerea să te deranjez cu o propunere. Da, spune mai repede că mă duc să-mi iau pensia. Lasă, când te întorci la dejun, că sper că și astăzi o să iei masa cu noi ca de 14 ori pe săptămână. Da, 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 azi mă duc și... Șampanie! Cum? Șampanie? Ați uitat că e 30 martie! 30 martie! Împliniți azi 45 de ani de la căsătorie! 30 martie! Bine, domnule, să ai un avant în casă. Are cine să-ți amintească când trebuie să-ți pupi nevasta. Ia vino, Viorico. Vino să te sărut o buțo, că dacă mi-ai fost credincioasă până acum... Mai încerc-o doar. Știu și eu. Poate că și de acum încolo. Hai, mă. Sărut-o și tu. Acum, uite, îți dau voie. E, iată, domnule, că un amant nu cere voie. Păi tu, mult cu conștiință. Să trăiești, Iorico. Nu. Andre, mare noroc ai avut tu că am fost eu om cum se cade. Ce? Ce? Da. S-a dus. Ia să te văd eu mai bine, Viorico. Frumoasă trebuie să fii tu. Dacă nici până acum nu i-a trecut oful lui Cornel. Hai, Sandule, nu fi caragios. Ți-aduce aminte când eram tineri? Ajungea să fii tine singur ca să intre careva pe ușă. Da. Da, nu intră nimeni. Da. Ce folos. Auzi, da. Ia spune, cum îl chema pe ofițerașul ăla, pe curtezanul ăla al tău? Chichi? Mavropo? Așa, domnule, Moscopul Mavropo, slăbiciunea maică-tii. Dar noi vorbă că au trecut multe și pe deasupra casei noastre. Dar
și nu am fost înțelept atunci cum a vrut port. Atunci când? E, atunci când a vrut să ni te iau. Dar de unde știi? Mi-a atras atenția Cornel. Cornel? Cornel. Ei, să vedeți și fac când o veni azi la dejun. Să fii văzut cu tenentul care își punea viața la picioarele tale, cum și-a luat picioarele la spinare când te-am oferit de nevastă. Ce-ai făcut? M-ai oferit de ce? I-am spus că divorțăm și că poate să te ia. Și-a fugit Chichi de mine. Stai, băbuță, că nu te-am oferit singură. A, nu? Păi te-am oferit împreună cu devizul de reparație al casei, cu polițele maică-tii, cu procesul de succesiune al maică-tii care se judecă și astăzi. Maică, dacă tot. Las să zic că așa e procedat. Simplu și sigur, draga mea. Auzi, dragul meu, dați mai atunci tu cumva aminte cum o chema pe secretara aia ta? Didina. Așa, e cum îți explici că în seara aia în loc să plece cu tine la Iași? Tu mi-ai fost! Fiecare la rândul lui, dragul meu. Am rugat să mă ajute să-ți fac valiza. Ca să vadă cum ți-o burdușesc cu medicamente. Valiza cu medicamente? Și la fiecare zneam. Pe ăsta să-i dai dacă are palpitații. Palpitații, pe mine palpitații. Ăsta să-i dai dacă s-o sufocă, supla. Ia vezi că ce, eu mă sufocam și supla acum. Să vezi cum ai nimerit gloți pe ușa pară. Da, iată, fată. Dar, în definitiv, așa cum mă purtam eu, trebuie să recunoști că nu dădeam nimic de bănuit. Dragul meu, ca să fiu cu adevărat cinstită, și mie tot Cornel mi-a deschis ochii. Cornel? Dar cine a permis ăstuia să se amestece toată viața între noi? Păi nu vine el la dejun? Bine ai venit, mamă, bine ai venit. Bună plimbarea, mamă! Ei, ce e? E supărată pe mine, Coniță. Voiam să o duc în cișmigiu. Dar i-am spus că am ieșit prea târziu și întârziem la dejun. Dar ce, mamă? Nu-i frumos și în grădina icoanei? Nu e la... Vezi, dumneata, nu e la... Eu vreau să văd lebede. Chiar nu trecut n-am mai văzut lebede. Asta cu Ana Mare. Mâine mergem în cișmigiu cu Ana Mare. Tu te tai din gură, încă pătânatule. Nici flori n-au vrut să-mi cumpere. Dar eu văd, mamă, că ai un buchet de toată frumusețea. Mi l-a ales pe cel mai mic, gârcitule. Dar vrea unul de 3 ori mai mare ca ăsta, dar era prea scump. Ia, dar că am chetat din banii lui. Vezi, dumneata, acum după război viața e mai scumpă, eu nu mai am procese, am îmbătrânit. Dacă nu îți dai demisia din armată, acum aveai pensie de general. Lasă, mamă, că te duce mâine mier în cișmigiu. Nu, eu cu el nu mai merg. Mă duc singură și mă întorc când vreau acasă, uite. Altul e oful dumneiei. Mă lasă să mă joc cu copii. Dar ce s-a mai întâmplat, domnule? Eu vreau un cinci vindiu, că acolo sunt copii mai mulți. Domnule Coronel, voia să-i dau o gălițica unei fetițe. Fetița a plâns că nu o dă. Ana Mare a plâns că o vrea. Și atunci mămica fetiței zice, dacă vrea gălițica, de ce nu-i cumpără de acasă? Eu nu știu ce să mă mai fac.
Da, cum vrei, dragă, o gălețică. Ei, da, uite, stâncile, vezi jucările astea, le fac. Nu trebuie să ne duc înapoi copilului. Lăsați, o fac eu pe mama. Iorico, da. Eu vreau să mă duc cu copii. Vreau să văd repede. Vreau să miros verzeată, Viorico, a venit primăvara, mie îmi place să trăiesc, Viorico. Lasă-mă, cămăriuca vine joi la București și vine cu copiii noștri, mamă. Nu prea mari copiii noștri. Ei, n-au decât 12 ani. Sunt prea mari, mai sunt pentru mine. Să-i bagi în școala militară, să-i facă oameni. Când o să-ți cumperi un aparat să mă auzi ce-ți vorbesc? În școala militară de cavalerie, surdule! Au să fie frumoși amândoi gemeni pe doi cai surzi. Cum? Pe doi cai surzi? Pe doi cai suri, surdule, suri! Ăsta s-a ravolit de tot. Mielu! Mielu, oricum drozia mea! Una mică, Mielu! Mare vreau, mare! Da, să trăiți, domnul doctor. Da, da, domnul. Ia, sunt asta și două la rece. Ce faci acolo pe misteriosul amantule? N-auzi că spune să răcească șampania. E, dar știi de ce pe mați șampanie, mamă? Nu știu, dar da. Primind 45 de ani de la căsnicie. Cine? Eu și domnul. Și tu cât îmi împlinește când optezi după fetița mea? Bine că ne-a adus să-i aminte. Ascultă, domnule, dacă dumneata ai ceva mai devreme... Ce-am făcut, domnule, ce-am făcut? Ai fost toată viața dumitale un intrigant. Eu? Da, da. Eu? Mai de mult de când cu Tichy, cu Divina. Ai fost intrigant, dar bine că totul a ieșit bine. Ce mai face Tichy? Au obosit. Nu vrei să te odihnești puțin înainte de masă, mă? Eu vreau drojdia mea! Dacă trăia Tichy, azi eram soacră de general de corp, dar moartă de cavalerie! Și-a adus aminte. Mă duc să văd de masă cu mine. Și cu mine ce faceți? Vrea pana mare să facă nani-nani înainte de masă? Dar ne chem vorbesc așa ca la copii tâmpici. Ei. Eu vreau să fac pacienta lui Napoleon. Așa. Auzi, era că ziceai că vrei să mă rogi ceva. Păi, ai apucat tu să te rog eu pe tine vreodată ceva? Am spus doar că vreau să mă fac plăcerea să te deranjez cu o propunere. Da? Da. Fă-mi eu. Copiii vin joi la București. Așa că să faci bine ca până marți seara, să-ți scuturi casa de păianjeni, să-ți strângi toate boartele la de pensionar veșteșit și să te muți la noi. Copiii vor să stea la tine până și-or găsi casă. Da. Da. Bine, bine, numai să nu vă deranjez. Dar de 45 de ani de când intri nepoftit în casa asta, te-ai întrebat vreodată că dacă deranjez sau nu? Și cât ori să stea la mine?
Ascultă, domnule, în loc să mulțumesc că nu te las pe drumuri și te invit aici în sufletul nostru, tu... Stai, domnule! Ce, până la urmă? Nu, nu, așa! Până la urmă ce? Nu tu ai vrut să stai toată viața sub același acoperiș cu Viorica? Poftim? Acum ai să stai. Bine, la... unde te duci? Mă duc să-mi pun haina. Ah. Avem pe cineva la dejun. Da? Da. Pe cine? Pe tine. Pe mine. Oh. Merge cu Ana Mare. Da, Sandu, nu erai? S-a dus să-și pună haina. Au pe cineva la masă! Pe cine? Pe mine. Tu n-ai datorat să mănânci toată viața gratis la noi? Păi, dumneata, nu mă supăr cu Ana Mare. Mi-ai păstrat secretul vieții mele. Păi, nici nu poți să te suferi. Preotului și doctorului poți să-i spui o ce? Iar ai uitat că nu sunt doctor. Da? Poți să pleci, că de preot n-am încă nevoie. Coanu, azi se împlinesc 40 de ani de când ți-am încredințat singurul secret al vieții mele și l-ai păstrat cu sfințenie. E, dar vă și curbe, mama. Sunt emoționat. Da, da, da. Azi puteam să împlinesc 40 de ani de la moartea mea. Ai uitat că am vrut să mă sinuci? Da? Da. Bine. Ce avem la masă? Borș de miel. Cu cap? Cu cap. Cornel, mamă, să te așezi tu lângă mine și să-mi prepari tu cremul cu mult piper, dar să nu vadă mielul. Numai să nu-ți facă rău prea mult piper, Coană Mare. Mie nu-mi face nimic rău. Afară de plictiseală. Mult o să mă mai lase tot singură cu tine. Orice mi-ai spune, Coană Mare, pe dumneata, nu mă supăr. Mi-ai ținut secretul cu sfințenie 40 de ani. Bă-ți câmpii, Cornel, mamă, care secret? Ei, care? Secretul cu scrisorile. Cu scrisorile? Scrisorile pe care le-ai ars chiar atunci, în seara aia. Care, Cornel, mamă, de ce nu ți-adunci tu mințile? Ce ai să te faci la vârsta mea dacă de pe acum o iei, Ratna? Nu, Coană Mare, nu-ți mai aduci dumneata aminte de acum 40 de ani, când Sandu și Viorica împlineau 5 ani de la căsătorie. Când a venit locotenentul Mavropol cu muzica militară. Îi duceau pe pieptul lor și un plan de mușușe de mătase gheață și aveau cravașe cu luneri de argint. Da, 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 și ca brățară o gurmetă de aure. De șoate mi-a duc aminte, de toate mi-a duc aminte. Nu mai de scrisorile mele, nu? Iar încep cu scrisorile. Ei, erau compromițătoare. Și cum, Coană Mare, nu-ți mai aduci dumneata aminte când am venit eu cu gramofonul de acasă și cu plăcile de atunci? Îl mai ai? Da, îl mai am. E, și atunci când m-am întors... Și pârnia, pârnia o mai ai? Ce? Pârnia o mai ai? Pârnia? Da! Pârnia. Trebuie să fie și aia pe undeva, prin port. Și plăcile de atunci? Cum? Îți mai aduci dumneata aminte de plăcile de atunci? Da. Cum nu? Da? Reproșile.
Steluța, cânte cu dumitale, Bătrână. Mai vezi scrisorile mele, nu ți-a luat. Tu n-a uitat, duci plăcile! Trebuie să fie stricate. Chiar atunci, în seara aia, am dat cu ele de pământ. Da, uite așa am făcut. Uite așa am făcut. Taci, că mă duc să-l aduc, Să te văd, Cornele, cum ai să urci scara la pot. Dumneavoastră cântați așa coană mare. Dar cine vrei să cânte dacă sunt singură în colibie? Dă-mi rujul. Dă-mi rujul că nu știu cine vine la masă. Dă-mi rujul. Așa. Bravo, Coana Mare. Bravo. Așa. Da. Cornel, unde e? S-a dus să aducă gramofonul. Ce e nebun, acum se mută și cu gramofonul aici? Da, vreau să ne amintim de acum 40 de ani. De când? Când Chichi a adus muzica militară și Cornel de Necas a dat cu plecile de pământ. Cu plecile de pământ? Da, păi eu eram de los pe Chichi din pricina Fionicăi. A dat cu plecile de pământ? Păi n-a vrut să se sinucidă pentru Viorica. Pentru Viorica? Da. De unde știi? Cornel mi-a spus. Mă da câmpii cu niște scrisori. Și scrisori? Nu știu. Domnule Cornel. Ce e eu? Șampania, zic. O servim după masă, înainte? Domnul face, o servim înainte. Dar ce ți-ai mai adus aminte, mamă, soacră? Scrisorile! Care scrisori? Atunci când am venit cu gramofonul, tucule! Și l-am prins că voia să înapoieze Vioricăi scrisorile. Vioricăi? Ce fel de scrisori? Scrisorii de lor de dragoste. Lor de dragoste? Da. Pe care mi-a dat să le ard. Să le arzi? Da. De ce să le arzi? Erau compromițătoare. Compromițătoare? Îi scriau peste gard. Peste ce? Peste gard, ciurdule! Care gard? Gardul care l-aveam între case. Ai uitat? Când era Viorica, fată. Și le-ai arzi? Așa spune Cornel. Aaa, și nu vrea lui mai bine cu gramofonul aici. Ha! Viorico! 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 Ei, ce e? Ce e cu scrisorile pe care ți le-am înapoiat, Cornel? Pe care ce? Scrisorile compromițătoare. Compro ce? Pe care ți le-am înapoiat acum 40 de ani. Când a venit cu gramofonul aici și a dat cu șfoacrele de pământ cu scrisoarele, cu placile și șfoacră mea arsă scrisoarele. Sandu, tu ai băut ceva? Eu? Să spune dumneavoastră dacă am băut sau nu? Ce să-mi spune, mamă? Las-o! Se preface, se preface! Sandu! Da. Ce se întâmplă?
Nici când s-a sinucis pentru tine, nu știi? Ai mă făcut rește. Trăiește, trăiește pentru că n-am știut eu la timp. Da, stai, stai că nu mai are mult de trăit. Adică tu nu ți-aduci aminte când vă scriați peste gard? Când ce? Când vă scriați peste gard. Peste ce? Peste gard furtul. Sandule, când eram copii... Nu mai erați copii și erau compromițătoare. A? Compro ce? Compromițătoare. Am adus gramofonul. Bine ai venit! Bine ai venit, mă! Pentru prima dată când mi se spune că bine am venit în casa asta. Ce-i mă cu scrisorile? Ce-i cu scrisorile? Scrisorile? Dumnealui te compromite și apoi se face că nu știe. Ce scrisori? Mi-ai dat mie înapoi și când? Acum ești mulțumit, mă, că mi-ai stricat casa. Ce scrisori ai ars și când ai dat cu plăcile de pământ? Când te-ai sinucis și de ce n-ai murit, mă? Am murit acum. Cu plăcile n-am dat de pământ aici. N-am dat de aici. Am dat la mine acasă. Mai lasă le cu de plăci. Scrisorile. 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 Da. Scrisorile. Le-am păstrat mai cu scrisorile în secret. Cum fărnele, ți-ai permis tu să-mi scrii mie scrisori compromițătoare? Compromițătoare? Nu! Cum nu? Dacă nu le-ar fi ars Coana Mare, uite, acolo. Aș fi putut să dovedesc imediat că... Dar de ce-mi faci cu ochiul? Mi-ai făcut cu ochiul. N-am făcut cu ochiul. Ba, i-a făcut cu ochiul. Ești tu. Va să zic că nu le-ai ars. Nu le-am ars, maică. Sunt acolo în sertar din seara când am vrut el să se sinucidă. Ai văzut? Te-am păstrat secretul. Las că să văd eu acum. Unde sunt scrisorile, mamă, sacră? Aici? Rece! Se joacă! Tu crezi că eu am chef de joacă? Aici? Dar aici. Cal. Ia stai așa. Unde te uitai? De ce? Aici? Cum corne? Viorico, l-am pus acolo din seara când am vrut el să se sinucidă. Da, mi-ai păstrat secretul, Coana Mare! Cum, Cornel? Ai vrut să te sinucizi pentru mine? Da. În seara în care vreau să ți locuiesc brețelele noastre în copilărie. Și m-a surprins, Coana Mare! L-am găsit! Un pachet de desfăcut pentru Viorica! Vezi că l-am citit, maică? Mi-ai păstrat secretul, Coana Mare! Mulțumesc! Mie poți să nu mulțumești pentru că o să le citesc pe toate. Iată-mă, Viorico, dacă se află acum un secret cu care voiam să intru în pământ. Un secret? Secretul nostru. Al nostru? Aici sunt bilețelele trimise peste gard? Da! Secretul era... Cum, Viorico?
Nu-ți mai aduci tu aminte de seara în care am vrut să te sărut? Ai vrut tu să mă săruți pe mine, într-o seară? Da, ce e, domnule compromițător, în bilețelele astea a fără, bineînțeles, de stilul dumitare de a scrie? Adam, peste sărut. Peste ce? Pasajul cu sărutul! L-ai găsit? Nu! L-am citit! Dragă Viorico, îți scriu în grabă ca să-și ceru iertare. Numai un amor orbu a putut să-mi ia mințile în ăstu felul de halu care m-a făcut să îndrăznescu ce am putut să îndrăznesc o aseară, când am apropiat-o de tine cu gândul să te sărut tu. Ce? Cu ce? Cu gândul să o sărut. Dar n-ai trebuit, n-ai cornet, mamă. Nu cornet. Ai vrut tu să mă sărut pe mine într-o seară. De ce nu m-ai sărutat? Bine, mă! Pentru că te divinizam! Bine, mă! Asta este tot ce a fost între voi? Tot. Și ești în drept să spui ce vrei. Am să spun doar atât. Da. Ai fost un prost toată viața. Am fost. Dar pentru că am fost eu așa prost, de-aia respir tu așa ușurat acum. Da, râdeți! Asta este răsplata omului cum se cade. Râdeți! Bană mare! Ce vrei? Să vă spălați pe mâini înainte de masă, bană mare! Lasă-mă în pace, nu mă spăl pe mâini! Dar de ce nu te speli pe mâini, mamă? Nu vreau! Așa-și am plincă toate chefurile. Uite, îmi dau afară într-o zi. Azi nu mă spăl. Azi e sărbătoare. La ce te gândești tu, Cornelia, acum? M-am gândit și eu mai demult. Hai! Sărmă și tu gardul pe care mă l-ai sărit în 1901. Și sărut-o și tu odată, să nu mai zici că ai trăit degeaba. Cum? Dai voie? Da. Ei, să știi că de data asta ți-o fac. Iorico, Iorico, iubirea vieții mele! Că mult să poți, ai mai strângă tine, maică! Maică, maică! Hei, și acum să bem, să ne distrăm și să ne amintim de tinerețe. Să bem pentru tinerii din zi. Cum? Nu știu cum, dar nu mă mai auzi deloc. Măcar de-ai auzit tu cât aud eu. Telefonul! A? Telefonul! A, telefonul! Alo! Alo! Nu răspunde. Ce obicei prost, domnule, să sun și să nu vorbești. Dar trebuie să recunoști că eu l-am auzit primul. Ba, uite că eu... Ce? Alo! Alo! Cum vorbiți? Cu cine? Ah, cu Câmpina, surdule! Măriucă, mamă, tu ești! Ah, Măriucă, fata, tati! Samule, de ce îmi țipi un urechi că nu mai aud deloc? Măriucă, mamă, tu ești... Cum? Cum? Îl mută pe bărbatii tu joi la București, îl mută în minister.
Și când veniți? Când veniți? N-am o surdule. Joi. Alo, măriucă, ce fac copii? Mâncaia, mama. Și tata, și tata. Și acum de ce mi-i trebuie? Ca să le spun că-i mănânc și eu. Și hai, hai odată că minutele costă. Să veniți sănătoși, mamă, vă pupă, mama. Pa, 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 mu, mu, mu. Ca ce le poceam doar vorbea și pupam. Ce păcat că n-au loc la noi. De ce să-i ținem înghesuiți la noi într-o odaie? Trebuie să le găsim un apartament frumos. Da, până și-or găsi casă, să le cedeze Cornel pe-a lui. Da. Sunt aproape, sunt două camere. Mm-hmm. Și Cornel, unde să se ducă? Treaba lui. Îmi privește. Mm-hmm. Ce n-a stat destul alături? 43 de ani? Nu. Mai bine. Așa. Când stau copiii la Cornel, să se mute el la noi. Așa, acum adumim și noaptea pe cap. De, da, parcă acum n-ar fi ca și cum ar sta cu noi. Da, vezi tu, i-am dat cheia din spate, pentru că în calitatea lui de amam, da, e firesc o aia. Da, da, ea mai termină cu glumele astea. Până și în lume ai început cu ele. Nimeni nu crede că un caragios ca Cornel ar fi putut vreodată să... La urma urmei, dacă nu ai niciun pic de ambiție, te privește. La bună dimineața, eu sunt... Așa crezi tu, da, da. La bună dimineața, futurilor! Când intrași, mă! Tocmai la timp ca să vă aud cum vă cerți. Dacă ne-ai auzit, să-ți fie de bine. Dar ce v-a găsit, fraților? Ce v-a găsit? Vorbeam despre tine. Da? Suntem tare fericiți. Da, din pricina mea? Nu! Îl mută pe soțul Măriucă-i la București, în minister. Ai înțeles? Da, și în locul lui, pe cine mută? Aoleu! Pe Nicolae îl mută! Așa am înțeles și eu, da. Surdul nu aude, dar le potrivește. Băi, necați pe mine, că nu mai am nevoie de ochelari, da, da, întinerești văzând cu ochii. Da, pot să mai fiu, da. Da, pentru că vin cu toții la București, da. O să-mi fac plăcerea, plăcerea, să te deram un reis cu propunere. Da, spune mai repede, că mă duc să-mi iau pensia. Lasă. Când te întorci la dejun, că sper că și astăzi o să iei masa cu noi ca de 14 ori pe săptămână. Da, da, azi vă duc și șampanie. Cum? Șampanie? Ați uitat că e 30 martie. 30 martie. Împliniți azi 45 de ani de la căsătorie. 30 martie. Bine, domnule, să ai un amant în casă. Are cine să-ți amintească când trebuie să-ți pupi nevasta. Ia vino, Viorico. Vino, să te sărut, băbuțo, că dacă mi-ai fost credincioasă până acum... Mai începă doar. Știu și eu. Poate că și de acum încolo. Hai, mă. Sărut-o și tu. Acum, uite, îți dau voie. E, iată, domnule, că un amant nu cere voie. Hai, domnul Cocoș!
Mandule, mare noroc că ai avut tu, că am fost eu om cum se cade. Ce? Ce? Ah. Da. S-a adus. Ia să te văd eu mai bine, Viorica. Frumoasă trebuie să fii tu. Dacă nici până acum nu i-a trecut trofulul lui Cornel. Hai, Sandule, nu fi caragios. Ți-aduce aminte când eram tineri? Ajungea să fim tineri singuri ca să intre careva pe ușă. Da? Dar nu intră nimeni? Da. Ce e folos? Auzi, da, dar spune-mi, cum îl chema pe ofițerașul ăla, pe cortezanul ăla al tău? Hichi? Mavropol. Așa, domnule, Moscopul Mavropol. Slăbiciunea maică-ti. Dar nu-i vorbă că au trecut multe și pe deasupra casei noastre. Da, și eu am fost înțelept atunci cu Mavropol. Atunci când? E, atunci când a vrut să ni te ia. Dar de unde știi? Mi-a atras atenția Cornel. Cornel? Cornel. Hei, să vezi și fac când o veni azi la dejun. Să fii văzut pe locotenentul care își punea viața la picioarele tale, cum și-a luat picioarele la spinare când te-am oferit de nevastă. Ce-ai făcut? M-ai oferit de ce? I-am spus că divorțăm și că poate să te ia. Și-a fugit Chichi de mine. Stai, băbuțu, că nu te-am oferit sigură. A, nu? No, păi te-am oferit împreună cu devizul de reparație al casei, cu polițele maică-tii, cu procesul de succesiune al maică-tii care se judecă și astăzi. Maică-ta cu tot! Va să zic că așa-i procedat. Simplu și sigur, draga mea. Auzi, dragul meu, dați mai atunci tu cumva aminte cum o chema pe secretara aia ta? Didina! Didina! Așa, ei, cum îți explici? Că în seara aia, în loc să plece cu tine la Iași... Așa? Tu mi-ai fost! Fiecare la rândul lui, dragul meu. Am rugat-o să mă ajute să-ți fac valiza. Ca să vadă cum ți-o burdușesc cu medicamente. Valiza cu medicamente? Și la fiecare zi, n-am. Păi ăsta să-i dai dacă are palpitații. Palpitații, pe mine palpitații. Ăsta să-i dai dacă s-o sufocă, sufla. Ei, ia vezi că ce, eu mă sufocam și sufla cu mâna. Să vezi cum ar nimeni bloți pe ușa afară. Da, iată, fată. Dar, în definitiv, așa cum mă purtam eu, trebuie să recunoști că nu dădeam nimic de bănuit. Dragul meu, ca să fiu cu adevărat cinstită, și mie pe Cornel mi-a deschis loc. Cornel? Dar cine i-a permis să-și pe să se amestece toată viața între noi? Păi nu vine el la dejun? Așa, așa. Bine ai venit, mamă soară, bine ai venit, lasă-o mie. Bună plimbarea, mamă! Ei, ce e? E supărată pe mine, Coniță. Voiam să o duc în cișmigiu, dar i-am spus că am ieșit prea târziu și întârziem la dejun. Dar ce, mamă? Nu-i frumos și în grădina icoanei? Nu e la... Vezi, dumneata, nu e la... Nu vreau să văd lebede. Chiar am trecut, n-am mai văzut lebede. Asta cu Ana Mare. Mâine mergem în Cișmigiu cu Ana Mare. Tu te tai din gură, încăpățânatule. Nici flori n-au vrut să-mi cumpere. Dar eu văd, mamă, că ai un buchet de toată frumusețea.
Mi-a ales pe cel mai mic, gălcitule. Ei, dar vrea unul de 3 ori mai mare ca ăsta, dar era prea scump. Ia, băi, gălcit, dar din banii lui. Vezi, dumneata, acum după război viața e mai scumpă, eu nu mai am procese, am îmbătrânit. Dacă nu te dai demisia din armată, acum aveai pensie de general. Lasă, mamă, că te aduce mâine mielul în cișmigi. Nu, eu cu el nu mai merg. Mă întorc în vreoacate. Altul e oful dumneavoastră. Nu mai lasă să mă joc cu copii. Dar ce s-a mai întâmplat, domnule? Eu vreau un cismindiu, că acolo sunt copii mai mulți. Domnule colonel, voia să-i dau o gălețica unei fetițe. Fetița a plâns când o dă. Pana mare a plâns că o vrea. Și atunci mămica fetiței zice: dacă vrea gălețică, de ce nu-i cumpără de acasă? Eu nu știu ce să mă mai fac. Da, cumpărei, dragă, o gălețică. Ei, dar uite, le vezi jucările astea, le-am plâns. Eu trebuie să le duc înapoi copilului. Lăsați că o bat eu pe mama. Iorico, eu vreau să mă joc cu copiii. Vreau să văd lebede, vreau să miros verdeață, Viorico, a venit primăvara și mie îmi place să trăiesc, Viorico. Lasă-mă, Cămăriuca vine joi la București și vine cu copiii noștri, mamă. Nu prea mari copiii noștri. Ei, n-au decât 12 ani. Sunt prea mari. Mai sunt pentru mine. Să-i bagi în școala militară, să-i facă oameni. Când o să-ți cumperi un aparat să mă auzi ce vorbesc? În școala militară de cavalerie, surdule! Au să fie frumoși amândoi gemeni pe doi cai surzi. Doi cai surzi? Pe doi cai surzi, surdule, surzi! Ăsta s-a rabolit de tot. Mielul! Mielul are un drojdia mea. Una mică, mielul! Mare, mielul, mare! Da, să trăiți, domn doctor. Ia-l tot. Da, da, da. Ia, stica asta și două la rece. Ce faci acolo pe misteriosul amantule? Nu auzi că spune să răcească șampania. Ei, dar știi de ce pe mați șampanie, mamă? Nu știu, dar da. Împlinim 45 de ani de la căsnicie. Cine? Eu și sunt! Și tu cât să-mi împlinești de când optezi după fetița mea? Bine că ne-a dus să-i aminte! Ascultă, domnule, dacă dumneata ticai ceva mai devreme... Dar ce-am făcut, domnule, ce-am făcut? Ai fost toată viața dumitale un intrigant. Eu? Da. Eu? Mai de mult de când cu Tichy, cu Divina, ai fost intrigant, dar bine că totul a ieșit bine. Ce mai face Tichy? Au obosit. Nu vrei să te odihnești puțin înainte de masă, mă? Eu vreau drojdia mea! Dacă trăia Tichy, azi eram soacră de general, de corp, de armată, de cavalerie! Și-a adus asta aminte. Mă duc să văd de masă cu mine. Și cu mine ce faceți? Vrea Pana Mare să facă nani-nani înainte de masă?
dar ne simt vorbesc așa ca la copii, tâmpiți. Eu vreau să fac pacienta lui Napoleon. Așa. Auzi, era că ziceai că vrei să mă rogi ceva. Păi, ai apucat tu să te rogi eu pe tine vreodată ceva? Am spus doar că vreau să mă fac plăcerea să te deranjez cu o propunere. Da? Da. Bună. Copiii vin joi la București. Așa că să faci bine ca până marți seara, să-ți scuturi casa de păianjeni, să-ți strângi toate boartele alea de pensionar veșteșit și să te muți la noi. Copiii vor să stea la tine până și-or găsi casă. Da? Da. Bine, bine, numai să nu vă deranjez. Dar de 45 de ani de când intri nepoftit în casa asta, te-ai întrebat vreodată că dacă deranjez sau nu? Și cât or să stea la mine? Ascultă, domnule, în loc să mulțumești că nu te las pe drumuri și te invit aici, în sufletul nostru, tu... Stai, domnule! Și până la urmă... Până la urmă ce? Nu tu ai vrut să stai toată viața sub același acoperiș cu Viori? Poftim? Acum ai să stai. Bine, bine, dar... unde te duci? Mă duc să-mi pun haina. Avem pe cineva la dejun. Da? Da. Pe cine? Pe tine. Pe mine. Merge cu anul mare. Da, Sandu, nu erai? E, s-a dus să-și pună haina. Au pe cineva la masă! Pe cine? Pe mine. Nu te-ai dăturat să mănânci toată viața gratis la noi? Păi, dumneata, nu mă supăr, Coană Mare. Mi-ai păstrat secretul vieții mele. Păi, nici nu poți să te supezi. Preotului și doctorului poți să-i spui orice. Iar ai uitat că nu sunt doctor. Da? Poți să pleci, că de preot n-am încă nevoie. Oh. Coană Mare, azi se împlinesc 40 de ani de când ți-am încredințat singurul secret al vieții mele și l-ai păstrat cu sfințenie. E, dar că și cum de mama? Sunt emoționat. Azi puteam să împlinesc 40 de ani de la moartea mea. Ai uitat că am vrut să mă sinuci? Da? Da. Bine. Ce avem la masă? Vărs de miel. Cu cap? Cu cap. Cornel, mamă, să te așezi tu lângă mine și să-mi prepari tu creierul cu mult piper, dar să nu vadă mielul. Numai să nu-ți facă rău prea mult piper, Coană Mare. Mie nu-mi face nimic rău. Apare de plictiseală. Multă o să mă mai lase tot singură cu tine. Orice mi-ai spune, Coană Mare, pe dumneata nu mă supăr. Mi-ai ținut secretul cu sfințenie 40 de ani. Bă, scâmpii, bune, mamă, care secret? Pe care? Secretul cu scrisorile. Cu scrisorile? Scrisorile pe care le-ai ars chiar atunci, în seara aia. Care, Cornel, mamă, de ce nu ți-aduni tu mințile? Și ai să te faci la vârsta mea dacă de pe acum o iei, gata. Tu, Coană Mare, nu-ți mai aduci și dumneata aminte de acum 40 de ani, când Sandu și Viorica împlineau 5 ani de la căsătorie. Când a venit locotenentul Mavropol cu muzica militară. Luceau pe pieptul roșu un brand de muzică de mătase neagră și aveau grabașe cu ner de argint. Da, 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 da,
da, și ca brățară o gurmetă de aure. De toate mi-aduc aminte, de toate mi-aduc aminte. Am mai de scrisorile mele, nu? Iar încep cu scrisorile. Erau compromițătoare. Și cu conul mare. Nu ți mai aduci dumneata aminte când am venit eu cu gramofonul de acasă și cu plăcile de atunci? Îl mai ai? Da, îl mai am. Și atunci când m-am întors... Și pâlnia o mai ai? Ce? Pâlnia o mai ai? Pâlnia? Da! Oh, pâlnia. Trebuie să fie și aia pe undeva, prin port. Și plăcile de atunci? Cum? Îți mai aduci dumneata aminte de plăcile de atunci? Da. Cum nu? Da? Reproși de avut. Da, scumpă, Maricuțica, suspine crude. Suspine crude. Te Steluța, cânte cu dumitale, cântă. A, mai de scrisorile mele, nu-ți aduce. Tu n-au uitat, aduci plăcine. Trebuie să fie stricate. Chiar atunci, în seara aia, am dat cu ele de pământ. Da, uite așa, mă, uite. Alte așa am făcut. Eu vreau gramofon, bănie și tăi. 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 Taci, că mă duc să-l aduc, Să te văd, Cornele, cum ai să urci scara la pot. Cine vrei să cânte dacă sunt singură în colibie? Dăm rujul. Dăm rujul că nu știu cine vine la masă. Așa. Bravo, Cornă Mare. Bravo, bravo. Așa. Da. Cornel, unde e? S-a dus să aducă gramofonul. Ce nebun, acum se mută și cu gramofonul aici? Da, vreau să ne amintim de acum 40 de ani. De când? Când Chichi a adus muzica militară și Cornet de Necaz a dat cu plecile de pământ. Cu plecile de pământ? Da, păi eu era de los pe Chichi, din pricina Ionicăi. A dat cu plecile de pământ? Păi n-a vrut să se sinucidă pentru Viorica. Pentru Viorica? Da. De unde știi? Cornel mi-a spus. Mă da câmpii cu niște scrisori. Și scrisori? Nu știu. Domnule Cornel. Ce nevoie? Șampania, zic. O să vin după masă, înainte? Dă-o în pace, o să vin înainte. Dar ce ți-ai mai adus aminte, mamă, soacră? Scrisorile. Care scrisori? Atunci când a venit cu gramofonul, uitucule! Și l-am prins că voia să înapoieze Vioricăi scrisorile. Vioricăi? Ce fel de scrisori? Scrisorile lor de dragoste. Lor de dragoste? Da. Să le arzi? Da. De ce să le arzi? Erau compromițătoare. Compromițătoare? Îi scriau peste gard. Peste ce? Peste gard, surdule! Care gard? Gardul care l-aveam între case, ai uitat? Când era Viorica, fată. Și le-ai ars? Așa spune Cornel.
Aaa, și dumnealui mai vine cu gramofonul aici. Ha! Viorico! 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 Ei, 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 ce e? Ce e cu scrisorile pe care ce le-am înapoiat, Cornel? Pe care ce? Scrisorile compromițătoare. Comproce? Pe care ce le-am înapoiat acum 40 de ani. Când a venit cu gramofonul aici și a dat cu șfoacră-mea de pământ cu scrisoarele, cu placile și șfoacră-mea scrisoarele. Sandu, tu ai băut ceva? Eu? Să spune dumneavoastră că am băut sau nu? Ce să întâmplă? Mamă! Las-o! Se preface, se preface! Sam, da. Ce s-a întâmplat? Nici când s-a sinucis pentru tine, nu știi? Păi, nu văd că trăiește! Trăiește pentru că n-am știut eu la timp! Da, stai că nu mai are mult de trăit! Adică tu nu ți-aduci aminte când vă scriați peste gard? Când ce? Când vă scriați peste gard! Peste ce? Peste gard furdu! Sandule, când eram copii! Nu mai erați copii, ci erau compromițătoare! Ha? Comproce? Compromițătoare! Am adus gramofonul! Bine ai venit, mă! Prima dată când mi se spune că bine am venit în casa asta. Ce-i mă cu scrisorile? Scrisorile? Dumnealui te compromite și apoi se face că nu știe. Ce scrisori? Mi-ai dat mie înapoi și când? Apoi ești mulțumit, mă, că mi-ai stricat casa. Ce scrisori ai ars? Și când ai dat cu plăcile de pământ? Când te-ai sinucis și de ce n-ai murit, mă? Am murit acum. Cu plăcile n-am dat de pământ aici. Am dat la mine acasă. Mai lasă-le alea cu de plăci. Scrisorile! 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 Ți-ai permis tu să-mi scrii mie scrisori compromițătoare? Compromițătoare? Cum nu? Dacă nu le-ar fi ars Scoana Mare, uite acolo, aș fi putut să dovedesc imediat că... Dacă ce-mi faci cu ochiul? I-ai făcut cu ochiul. N-am făcut cu ochiul. Ba, i-a făcut cu ochiul. Ești tu. Ba să zic că nu le-ai ars. Nu le-am ars, maică. Sunt acolo în sertan din seara când am vrut el să se sinucidă. Ai văzut? Te-am păstrat secretul, maică. Las că o să văd eu acum. Unde sunt scrisorile, mamă sacră? Caută! Aici? Rece! Aici? Rece! Se joacă! Tu crezi că eu am chef de joacă? Aici? Dar aici. Cal. Ia stai așa. Unde te uiți? De ce? Aici? Prige. Cum, Cornel? Viorico, le-am pus acolo din seara când am vrut el să se sinucidă.
Da, mi-ai păstrat secretul, Coană Mare. Cum, Cornele, ai vrut să te sinucizi pentru mine? Da. În seara în care voiam să țin apoi rețelele noastre din copilărie. Și m-a surprins, Coana Mare. L-am găsit. Un pate nedesfăcut pentru Viorica. Vezi că n-am citit, maică? Mi-ai păstrat secretul, Coană Mare. Mulțumesc. Mie poți să nu mulțumești pentru că o să le citesc pe toate. Iată-mă, Viorica, dacă se află acum un secret cu care voiam să intru în pământ. Un secret? Secretul nostru. Al nostru? Aici sunt direcțelele trimise peste gar? Da. Secretul era cu Viorica. Nu-ți mai atunci tu aminte de seara în care am vrut să te sărut? Ai vrut tu să mă săruți pe mine, într-o seară? Dar ce e, domnule compromițător, în bilețelele astea apără, bineînțeles, de stilul dumitale de a scrie. A, da, peste sărut. Peste ce? Pasajul cu sărutul! L-ai găsit? Nu, n-am citit. Dragă Viorico, îți scriu în grabă ca să-și ceru iertare. Numai un amor orb a putut să-mi ia mințile în ăstu felul de halu care m-a făcut să îndrăznescu. Ce am putut să îndrăznesc cu aseară, când m-am apropiat de tine cu gândul să te sărut tu. Cu ce? Cu gândul să o sărut. Dar în întrebare n-ai cotez, mamă. Cum, Cornel? Ai vrut tu să mă sărut pe mine într-o seară? Bine, de ce nu m-ai sărutat? Bine, mă! Pentru că te divinizam! Bine, mă! Asta este tot ce a fost între voi? Tot. Și ești în drept să spui ce vrei. Am să spun doar atât. Da. Ai fost un prost toată viața mea. Am fost! Dar pentru că am fost eu așa prost, de-aia respir tu așa ușurat acum. Da, râdeți! Asta este răsplata omului cum se cade. Râdeți! Coană Mare! Ce vrei? Să vă spălați pe mâini înainte de masă, Coană Mare! Dacă mă bate, nu mă spăl pe mâini! Dar de ce nu te speli pe mâini, mamă? Nu vreau! Dar i-am strigat toate chefurile. Uite, dau afară într-o zi. Azi nu mă spăl. Azi e sărbătoare. La ce te gândești tu, Cornelia, acum? M-am gândit și eu mai demult. Hai! Sărmă și tu gardul pe care nu l-ai sărit în 1901. Și sărut-o și tu odată, să nu mai zici că ai trăit degeaba. Cum? Dai voie? Da. Ei, să știi că de data asta ți-o fac. Viorico, Viorico, iubirea vieții mele! Mamă, și acum să bem, să ne distrăm și să ne amintim de tinerețe. Să bem pentru tinerii din ziua de astăzi. Coană Mare! Ia-te-mă-n pace! Hei!